Toți au văzut o pisică. A, o știu pe aia, dar în cazare să nu vede un proverb. Cei mai mici cititori au descoperit cu uimire farmecul bibliotecii, nerăbdarea căutării și titluri noi, atractive. Este primul pas pentru a-i atrage pe tineri și nu numai spre lectură, spun organizatorii. Iar centrul Citește este chiar mai mult decât atât. Este împărțit în trei sectoare. Unul de lectură, avem o bibliotecă cu peste 1000 de cărți, o sală de pictură, șevalete, acrilice, pânze, blocuri de desen și toate ustensilele necesare, și o sală de muzică unde am amplasat o pianină electrică, un set de tobe, chitară și alte instrumente. Ne bucurăm că am avut donatori din toată țara, care ne-au donat cărți de la istorie, istoria limbii române, romane, cărți de poezie, inclusiv manuale pentru copii, care pot fi date să le folosească la școală, cu legeri de matematică, atlase, cărți cu povești. Centrul se adresează persoanelor care provin din medii defavorizate, elevilor de la școlile din oraș și împrejurimi, dar și organizațiilor non-guvernamentale care pot realiza aici proiecte și ateliere, de la cele de arte plastice până la muzică. Avem ateliere bine definite despre descoperirea valorilor, despre implicare, despre lectură, despre sustenabilitate, adică avem teme, avem voluntari, avem pregătirea necesară și vom fi aici. Modificarea și adaptarea containerului au costat aproximativ 15.000 de euro. Restul materialelor și dotărilor din interior au fost donate de persoane fizice și asociații. Centrul va ajunge până anul viitor în mai multe cartiere din oraș. În lunile de vară va fi montat chiar la ștrand, unde organizatorii își propun să promoveze sportul, arta și educația.